Mă numesc Anastasia Gemalov, sunt profesoară de limbă franceză din 2016, iar din anul 2021 am decis să trec pe tărâmul antreprenorial, respectiv am deschis o școală de limbă franceză unde la moment activez și eu în calitate de profesor, dar mai am și o profesoară care lucrează și are grupele care învață limba franceză. Necesitatea, mai degrabă, necesitatea de a înțelege cum funcționează toată această industrie, cum este corect să faci promovarea pe online, cum este corect să vorbești despre serviciile tale și, bineînțeles, să ai din asta clienți care să vrea să vină la cursurile de limbă franceză. Am ales să fac cursurile la Talmazan School pentru că îl cunosc pe Dumitru, pentru că știu că este un specialist bun, profesionist în acest domeniu, pentru că calea mea în marketing și promovarea pe rețelele de socializare a început încă atunci când el avea o carte cu primii pași în Instagram, primii pași în Facebook, respectiv eu îl cunosc de mult timp, știu că este unul dintre cei mai buni pe piață și ca să fii cel mai bun trebuie să înveți de la cei mai buni. Desigur că am implementat în mod special partea cu targetarea, am înțeles cum asta funcționează și o perioadă am setat eu singură reclamele, campaniile, ulterior, când am apelat la un specialist, deja știu cum să verific, cum să gestionez și ce să cer ca să fie eficiență. Cele mai mari provocări, cred că să înțeleg diferența asta pe nivele în targetare și, bineînțeles, provocarea care încă este continuă, să găsesc și să testez acele produse sau modalități, mai bine zis, de a mă promova pe online ca să fie diferit, să fie interesant pentru publicul și auditoriul meu țintă și să fie cu rezultat în vânzări. Cum am zis, recomandarea mea este totuși să alegeți ceea ce este recomandat pe piață, să alegeți pe cei care au avut deja rezultate și rezultatele se văd în rezultatele participanților sau studenților, să zicem așa, și să aleagă Talmazan School, pentru că sunt cei mai buni.